Spunea prorocul Isaia un cuvânt, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii, binecuvântat să fie Iisus. Că El este Domnul domnilor. El este minunatul care face minuni și în seara aceasta s-a cântat cântarea că Tu faci minuni și El face minuni. Binecuvântat să fie numele Domnului. În seara aceasta la Sadova El face minuni. E Dumnezeul minunilor. Frați și surori, iubiți ascultători, iubiți prieteni, că suntem aici în seara aceasta, este o minune a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul și ne-a dat Dumnezeu posibilitate în seara aceasta să ne pocăim. Ne-a lungit firul vieții să vii aici, să cânți pentru Împăratul și mai apoi să asculți Evanghelia și cuvântul să zdrobească piatra din inima ta, ca din seara aceasta să iei hotărâri noi și decizii de pocăință înaintea Mântuitorului, Dumnezeului minunat. Slăviți să fie Domnul care face minuni la București, face minuni în Sadova, face minuni pe tot pământul și se vorbește despre minunile Lui, glorie Lui, că bine spunea psalmistul în Salmul 100, versetul 1. Strigați de bucurie toți către Domnul oștirilor, Domnul nostru, binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, în seara aceasta vrem să ne vorbească Dumnezeu. Poate ești în această seară mamă care plângi de multă vreme, tată care a inima zdrobită și rănită. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne scrie în Matei capitolul 15 despre o femeie. O femeie nu arată dacă a fost bogată, dacă a fost săracă. Ea avea o problemă mare în familia ei. Avea un necas mare în familia ei. Cuvântul Domnului spune că într-o zi Mântuitorul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, a trebuit să treacă prin cetatea, prin părțile Tirului și ale Sidonului. Dar vreau să spun ceva. El nu a trecut la întâmplare pe acolo. Nu a trecut la întâmplare pe acolo. Cum nici în această seară nu-i la întâmplare seara aceasta aici. O seară de vineri. O seară de vineri de 18 sau 19 noiembrie a rânduit-o Dumnezeu când seara aceasta vrea Domnul să-ți facă bine. Știa că în Tir, în Sidon, era o femeie necreșită. Era una care plângea noapte de noapte. Nu se mai înțelegea cu copila ei. Arată Biblia că avea o copilă. Că avea o copilă și avea mari probleme. Era necășită, venea să vorbească cu fetița ei și fetița ei nu m-a interesat, ea o ignora, cum și în această seară, mamă. Poate de multă vreme te ignoră fata ta, tânără care ești aici. Îți ignor mama, îți ignor părinții, pe tata la fel, îi supărat, e necășit, plânge și nu găsește soluția. Nu vei găsi soluția nicăieri de vei alerga la oameni. Îți spun în această seară. Mă gândesc că femeia aceasta s-o fi dus la doctori. Nu știu cum o fi chemat medicul acasă, că nu vrea fata nici să deplaseze. Știți ce? N-ați văzut copii care ignoră părinții în vremea aceasta? N-ați văzut? Ba da. Și chiar parcă se accentuează. Frații mei, pe la București se întâmplă lucrul ăsta, nu știu dacă pe la Sadova, pe aici. Tata care spune copilul, auzi, hai să facem treaba, auzi, lasă-mă să dorm. Și nu te mai înțelegi cu copilul. Nu te mai înțelegi cu copilul niciun fel. Frați și surori, în seara aceasta ai venit aici să te întâlnești cu Iisus. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Pe când se ducea această femeie, cuvântul Domnului arată și ne arată în cuvânt. În Luca, în Marcu scrie capitolul 7, că s-a dus și probabil din sfaturi, din zvonuri, că știți ce vreau să spun cuvântul acesta de când am început. Venirea lui Iisus Hristos din ceruri a fost să mântuiască pe oameni. Aleluia. Și să facă
bine oamenilor și minuni. Amin. Aleluia. Venirea lui Iisus Hristos a fost să mântuiască pe oameni, adică să salveze pe oameni din adânc, din groapă, din păcat, cum a salvat și pe mine, cum a salvat-o și pe sora Gabi, cum a salvat și pe fratele Cornel. N-a spus, auzi, prea multe păcate ai, prea rău te-ai purtat, tu nu mergi să fii mântuit. Frații mei, uitați-vă în Evanghelie, uitați-vă în Scriptură, Domnul n-a răspuns pe nimeni. Slăvit să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Frații mei, dacă ești aici tânăr, nu gândi, auzi, mai îmi fac viitor, nu-ți fă idealuri. În această seară, cel mai bine, dacă vrei să-ți faci ideal, dacă vrei să-ți faci și să te gândești pentru un viitor, gândește-te cu Iisus Hristos. Amin. Aleluia! Nu, lasă că eu, spunea cineva, ieri vorbeam cu cineva, un om se pare acum destul de influent. Și mi-aduc aminte că l-am văzut la biserică și a spus, cum te-ai simțit în biserică? Zice, foarte bine, foarte frumos. Dar știi ce? Spune el. Încă nu-i vremea pentru mine. Sunt prea tânăr. Auzi? Mie îmi pare rău de un singur lucru din viața mea. Că am ajuns să gust din mizeria lumii și că nu l-am primit pe Domnul de când eram copil, măcar că știam ce înseamnă pocăința. M-am născut într-o casă de pocăiți, știam ce înseamnă rugăciunea, știam ce înseamnă cântarea, știam ce înseamnă prorocia, descoperirea. Dar cu cât am început deja să-mi fac anturaj, să mergem la cântare, am început să bem și să facem lucruri rele. Și îmi pare rău de lucrul ăsta. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că într-o zi a trebuit să treacă și pe strada mea, a trebuit să treacă și pe la București, cum trece în seara aceasta și prin Sanuva, și să-ți vorbească pe nume mamă, să-ți vorbească pe nume tată, să nu mai amâni chemarea lui. Dacă vrei să-ți faci un viitor, dacă vrei ca copiii tăi să aibă viitor, nu se poate altfel decât cu Iisus Hristos, mărirea lui Iisus Hristos. El știe drumul cel mai bine spre împărăția lui Dumnezeu. El are idealuri pentru tine, are gânduri de pace, de bucurie, mărirea Domnului Iisus. Și femeia aceasta, mă gândesc, a căutat. Deci cum să fac să rezolv problema copilei mele? E durere, dragii mei! E durere când un copil e bolnav. E durere când un copil, mamă, nu te ascultă, nu? Când fiica ta îți întoarce vorba și tu spui, auzi, n-am crescut-o eu, n-am plâns eu pentru ea, n-au fost nopți nedormite? Și cum merit lucrul ăsta? Frații mei, se confruntă foarte mulți părinți în felul acesta. Băieți, de asemenea, care nici nu mai stau de vorba, auzi și ce spune? Tu ești prea bătrân să mai vorbesc cu tine. Frați și surori, soluția rezolvării, spunea Daniel, despre familie. Diavolul vrea să distrugă familie. Și chiar în rândul tinerilor lucrează vrăjmașul și îi împietrește și caută să-ți meargă tocmai unde e rău, nu spre bine. În seara aceasta, tânără, dacă ești aici, Domnul Iisus vrea să-ți facă bine. Aleluia! Că El e bun. Știți ce spune Apostolul Pavel? Nu vezi tu, omule, că ești tânăr, că ești tânără, că ești bătrân sau la jumătatea vârstei, nu vezi tu în seara aceasta că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, ți-a deschis ușa harului și auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu și îmi place cuvântul acesta, ori de câte ori îl citesc, mă umplu de fericire și de bucurie. Zice așa, căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă
slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și auzi ce spune acum, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Aleluia! Înțelegi că pentru tine e ușa deschisă? E ușa harului la problema ta, la necazul tău. Femeia aceasta, Biblia spune, și uitați-vă că vreau să citesc cuvântul acesta în Marcu capitolul 7, spune în felul următor, auzi ce spune, că cindată o femeie a care fetiță era stăpânită de un duh necurat, zice, auzit vorbindu-se de El, de Iisus, ce trece prin Sidon. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Și când trece, ce face? Păi face minuni! Amin! Amin. Când trece, face minuni, face vindecări! Când trece, eliberează pe oameni de legăturile robiei! Aleluia! Când trece, te scoate Domnul din trântit cum erai! Te ridică Domnul și te pune în picioare lângă El! Binecuvântat să fie Domnul! Îi spunea Domnului Moise, vrea Moise să vadă fața Domnului și spunea Domnul, zice, nu vei putea să vezi fața mea, nu va putea om să vadă fața mea și să mai trăiască, dar știi ce, Moise, zice, ai un loc lângă mine aici, frații mei, voi înțelegeți ce loc ai pentru tine, ce loc are Domnul pentru tine? E locul pe care pe tine nu te costă nimic, însă pe Dumnezeu l-a costat moartea Fiului Său, Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. A trebuit să stea Domnul pentru tine, binecuvântat să fie Domnul. A trebuit să moară, a trebuit să sufere, a trebuit să fie bătut, scuipat, măcar când a făcut rău. Când a trebuit să-L judece Pilat, îl întreba Pilat și spunea, ești tu un împărat al iudeilor? Știi ce a zis? Ce da, sunt. Auziți? Zice, da, sunt. Și când a spus cuvântul acesta, arată Ioan că a început să-l pălmuiesc. Și atunci Domnul spune, auzi, dacă eu am spus bine, de ce mă bați? Și că dacă spuneam ceva rău, meritam să fiu bătut. Dar dacă am spus bine, de ce mă bați? Auzi, cine? Spune așa, Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Aleluia! Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului. Auzit? Zice, auzi, Asadova, ce trece Iisus. Dar cine e Iisus? Auzi, dar tu nu știi? Dar cum? Nu știi că într-o zi a trecut prin cetatea Ierihon și era un orb acolo? N-ai auzit? Și l-a chemat la el. Și? Auzi, i-a dat vedere. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! N-ai auzit ce s-a întâmplat? Când casa lui Simon a intrat o femeie păcătoasă care o apăsa conștiința și plângea și nu putea rezolva nimeni problema ei. Nu putea rezolva. Însă Domnul Iisus, zice, i-a iertat toate păcatele și i-a zis, du-te în pace. Aleluia! Și ce? Auzi, dacă vrei să rezolvi problema ta cu fetița ta, zice, și cu copila ta. Și dacă vrei să se rezolve problema ta, diagnosticul tău, zice, du-te la el. Aleluia! Aleluia! Frații mei, noi dacă venim aici, vă spunem despre Domnul Iisus Hristos. Veniți la mine, spunea El. Voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Și cuvântul Domnului arată. Haideți că timpul e destul de înaintat și cuvântul Domnului arată că femeia aceasta când a auzit, ea n-a mai stat pe gânduri. Spune Biblia că s-a dus drept înaintea Lui. L-a căutat pe Iisus. Aleluia! Așa arată cuvântul.
Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către El, mărire lui Iisus. Știți ce striga? Doamne, ai milă de fiica mea. Aleluia! Poate în această seară tu spui, Doamne, știi ce? Am fost să-mi fac analize. Spunea sora Gabi și ne povestea și în mașină. A trecut-o Dumnezeu. Dar ca să spunem despre minunile Lui, uitați-vă aici. O persoană vie și cântă spre slava Domnului. Diagnostic? Ce diagnostic? A, răceală, ceva probleme cu ficatul, o aspirină. Nu, nu. Zice, știi ce? Va trebui să vă vadă doamna Gabi un oncolog. Unul care e mai priceput la cancer. Cum? Fica mea era o bolnavă. Nu putea rezolva nimeni. Și Domnul, Biblia arată că nu i-a răspuns nici un cuvânt. Știți ce mi-am intitulat în Scripturi? Ce faci atunci când tace Domnul? Ce faci? Abandonezi? Renunți? Aleluia! Ce faci când nu ți-a răspuns o lună? Ce faci că s-a rugat biserica pentru tine și nu s-a rezolvat problema ta în această seară? Până acum, abandonezi? Învățăm în această noapte seară ceva din Scriptură, de la această femeie, drept păcâin arată Biblia, pentru că Domnul la un moment dat îi se adresează ei, zice, nu este bine să iei pâinea și să o arunci la căței, nu e bine. Dar cuvântul Domnului, dacă nu i-a răspuns Domnul niciun cuvânt, această femeie, ea a continuat să strige. Slăvit să fie Domnul. Spuneam, nu respinge Domnul pe nimeni. Amin. Știi ce spun în seara aceasta? Dacă nu ți s-a rezolvat problema, continuă să strigi la El. Îngăduie uneori Dumnezeu să trece prin valea umbrei morții. David spunea, și dacă voi trece pe acolo, eu nu mă tem de niciun rău. De ce? Vă spun de ce. Avea încheiat legământul cu El. Aleluia! Tânără, tu ai încheiat legământ, ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu sau butonezi telefonul? Butonezi telefonul? Când îți vorbește Domnul în seara aceasta? Sau ignori cuvântul lui Dumnezeu și nu te interesează? Nu te mai întâlnești cu seara asta. Ascultă-mă bine. Și poate dorești, vei dori să te mai întâlnești cu seara asta, să spui, cum de nu m-am predat și nu l-am primit pe Domnul și trebuie să trec de aici prin necazul ăsta. Unde-i Domnul? Și poate Domnul atunci nu-ți va răspunde. În seara aceasta e ocazia să fii fericită și să-ți facă Dumnezeu bine, că El îți face bine. Femeia aceasta a fost foarte atentă. Ea când l-a văzut pe Domnul, nu vorbea cu altcineva, nu era interesată de altceva, nu era interesată de ce fac ucenicii, nu, nu! Ea nu se uita decât la El țintă! Aleluia! Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta uită-te la El, la Cel răstignit, la Cel din mormânt, la Cel care ți-a dat viață și care îți dă viață, care ai suflarea și mișcarea, prin El spune Apostolul Pavel, binecuvântat să fie Domnul! Vrea să-ți facă bine!
Aleluia! Slăvit să fie Iisus! Aleluia. A continuat să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de fiica mea! Frații mei, știți că Domnul în această seară mai are milă pentru tine? Aleluia! Vreau să vă mărturisesc ceva. În urmă cu 3 ani de zile, fetița mea cea mai mică avea în jur de 13 ani, 14 ani. Început să-mi spună că doare spatele, se făita de rinichi. Și am hotărât cu soția împreună să mergem la doctor, să facem o ecografie. Ea de mică a avut ceva probleme cu rinichi. Și atunci am spus: mai nu se poate, nu poate fi altceva decât o infecție urinară, ceva, o nisip. Și când ne-am dus, dragii mei, a început să-i facă, să o consulte medicul, se uită la rinichiul drept, la rinichiul stâng, zice: nu are absolut nimic. Dar haideți să ne uităm și la ovarul drept, ovarul stâng, dacă era măcar că era fetiță, avea 13 ani. Și când se uită și când constată medicul, la un moment dat, eram acolo și eu și soția, îmi spune așa: nu vă supărați, pe ovarul drept are ceva, se pare că se vede ceva. Și când se uită mai bine, ci e o tumoară de 5 cm. Am simțit că în momentul ăla când am auzit tumoară, am simțit că mă duc. Cumva mă temeam de soția și căutam să o încurajez. Zice: va trebui să vă dau telefonul unui oncolog de la Cluj. Când am auzit de oncologie, am zis: Doamne, în câteva secunde în mintea mea, miliarde de gânduri, cercetare: Doamne, de ce? Ce-am făcut? Să trăim pe aici. Însă, în clipa când vorbeam și medicul spunea: să știți, nu trebuie să vă temeți, cumva să ne încurajeze. Într-o dată a venit un gând, ca o săgeată din mintea mea, și a venit gândul din Iacov, capitolul 5, că dacă voi chema presbiterul în casa mea, se facă ungere cu un de lemn. Dintr-o dată, parcă pe temelia vieții mele, dintr-o dată a crescut, dintr-o dată, credința. Chiar dacă eram în momentul acela de zdrobire. Și dintr-o dată am spus soției: auzi, știi ce? Avem un Dumnezeu mare. Unul care face minuni. Aleluia. Știi ce? Mergem acasă, postim, ne rugăm. Și vom chema pe cineva să-i facă ungeri cu un de lemn și cred că Dumnezeul nostru trăiește. Aleluia! Noi nu avem Dumnezeu pictat pe perete, nu. Ne avem unul care răspunde la rugăciunile noastre. Aleluia. Să continuăm, spune aici, să strige. Aleluia! Frații mei, ne-am dus acasă, că vreau să termin și să mă apropii de încheiere. Ne-am dus acasă, am postit, ne-am rugat, copilul din ce în ce mai rău. Ne-am dus la biserică duminică dimineața, ne-am întors înapoi și am căutat să sun pe cineva și era plecat, însă primesc un telefon și îmi spune cineva: vezi că diseară vine fratele cutare la rugăciune, vede și voi cum slujiți. Și atunci am spus: diseară vom face ungere cu un de lemn. Și ne-am dus la biserică, după adunare, am oprit pe fratele și am spus: frate, știi ce, copilul meu nu se simte prea bine. Nu i-am spus absolut nimic, nimic. Știi ce? Am rugămintea și dorința să-i faceți ungere cu un de lemn și o rugăciune pentru ea. Frații mei, vă mărturisesc că a făcut o rugăciune simplă. I-a făcut ungere cu un de lemn. Am venit acasă împreună cu fetița și am întrebat soția: pot să sun la clinică, la o clinică particulară, la Sanador, să întrebăm dacă medicul care cunoaște situația este de gardă? A sunat și a spus: nu, este mâine, luni, trebuia să fie la camera de gardă și la spital. Și luni am dus. Și a început medicul să consulte copilul, să uită pe partea stângă, pe partea dreaptă. Zice: nu vă supărați. Pe ce parte era tumoarea, că nu se mai vede nimic? Aleluia! Este Dumnezeu! El în seara aceasta vrea să-ți facă bine. Continuă să strigi. Caută-L pe El!
La El e soluția. Spunea că spunea Isaia căci un copil ni s-a născut. Și peste o lună și ceva, aproximativ, vom sărbători nașterea lui Iisus Hristos. El în seara aceasta vrea să se nască în inima ta. Și dacă se va naște în inima ta, ascultă-mă. Vei fi cu adevărat un om fericit. Vei avea cu adevărat un ideal. Vei înțelege că tu nu trăiești așa pe pământ, că trebuie să trăiești. Ci vei înțelege rostul pe care îl ai pe pământul acesta. Că într-o zi, cerul, dragii mei, e pregătit, Domnul a pregătit pentru noi. Pentru cei din Sadova. Pentru cei din Africa. Pentru cei din București. Pentru toți, într-o zi, vom lua zborul de aici, din Valea Plângerii. Aici unde sunt dureri, aici unde sunt necazuri, aici unde sunt cercări. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că le putem trece cu El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Va veni ziua când va spune Domnul: veniți binecuvântații Tatălui meu, să moșteniți împărăția și ne vom lua zborul spre cer. Trăiască numele Domnului. Spuneam nu de mult cuiva și spuneam: frate, abia aștept să vină Domnul. Tu mai dorești să vină Iisus? Frații mei, mai doriți să vină Domnul? Atunci, dacă mai doriți, ațintiți-vă ochii către El, către căpetenia, către desăvârșirea și credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care a fost pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta Tatălui. Binecuvântat să fie Domnul! Continuă să strigi, soră! Nu descuraja, Domnul e lângă tine. Spunea Apostolul Pavel, era închis în închisoarea din Romă. Și spunea ce că toți l-au părăsit. Nu mai era nimeni lângă el. Dar nu s-a oprit Pavel acolo. Că vai, vai de noi! Dacă suntem părăsiți de El, de Iisus, e vai de noi! Pavel continuă, zice, dacă toți m-au părăsit, însă Domnul a stat lângă mine. Slăvit să fie Iisus! Tu nu înțelegi că în cazul tău Domnul lângă tine și vrea să vadă, strigi la El? Sau te încrezi în resursele tale? Te uiți, mă duc acasă să văd câți bani mai am, mă duc să văd ce cont, mă duc să văd, întreb soția dacă mai avem resurse. Nu! Strigă la El și El îți va rezolva problema ta. Amin. Cum i-a rezolvat-o și mie. Amin. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. Uitați-vă ce scrie și cu aceasta mă apropii de încheiere. Ea a venit la El și i s-a închinat. Știi ce? În vremurile care trăim, în vremea aceasta, celor mai mulți oameni le place faima. Frați și surori, ascultați-mă. Le place faima. Cu tare, cu tare, cu tare. Și Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Spune, destul pentru mine o fărâmitură. Îi trec pâinea două copiilor. Dar știi ce? Și căței se satură cu fărâmiturile care cadă la masa stăpânilor lui. Aleluia! Dacă-i destul pentru tine fărâmitură, Dumnezeu îți va umple golurile. E destul o fărâmitură pentru tine, Dumnezeu îți va rezolva problemele. E destul o fărâmitură pentru tine, Dumnezeu îți va rezolva datoriile. E destul
Aleluia! Prea mai mult îți spun, îți spun, vorbitori, știți ce s-a întâmplat aici? I-a mișcat inima Domnului cuvântul acesta. Și uite ce zice Domnul, ce afirmație face. Auziți, o femeie! Haleluia! Haleluia! O femeie! O omule din seara aceasta! O tânărule! Tânără! O, spune Domnul, o femeie! Slăvit să fie Domnul! Mare este credința ta! Slăvit să fie Iisus! Facă-ți-se cum voiești, pentru că credința mișcă mâna lui Dumnezeu. Haleluia! Credința aduce nevăzutul la prezent și Domnul ne-a dat un dar, credința. Haleluia! Și vrea din Saduva să ridice tineri, tinere și oameni care cred în puterea lui Dumnezeu. Haleluia! Mărit să fie Domnul! Facă-ți-se cum voiești. Și auzi ce spune. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Glorie Domnului! Fiica ei crede în seara aceasta, cuvântul lucrează în inima ta și la problema care o ai, care te frământi de multă vreme. Eu mă opresc, fratele Romeu un vers și apoi el va face chemarea în numele Domnului. Domnul ți-a vorbit, nu amâna, caută-L pe El. Roagă-te înaintea Lui, continuă să stai în relație, părtășie cu El. Nu vei putea trăi în lumea aceasta păcătoasă și murdară, când păcatele se comit în public și se degradează și lumea e poluată. Nu vei putea face față și vei putea trăi fără Iisus Hristos. Amin. Prăbușește-te, închine-te, ca Domnul să mărturisească despre credința ta. N-am întrebat-o, câtă școală ai? Câtă pregătire ai? Ce studii? Din ce neam faci parte? Știi ce a zis? A văzut credința ei și a zis, mare este credința ta. Haleluia! Facă-ți-se! Auzi să zică Domnul! Facă-ți-se cum voiești tu! Că ea voia un singur lucru! Situația ei de acasă s-o rezolve El! Și ea a crezut că numai El poate să o rezolve! Haleluia! Tu crezi că El poate să rezolve problema ta? Mărire lui Iisus! Haleluia! Vrem să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului! Și